aplicând procedeul Hopa Mitică, Vlad Voiculescu, deși demis de la Ministerul Sănătății, continuă să fie stăpânul inelelor. În Ministerul Sănătății, cu ajutorul noului ministru, care este un interpus al domniei sale, și acum se concentrează pe municipiul București, unde încearcă prin USR să preia 14 spitale. Chiar dacă nu va prelua cele 14 spitale pentru a le transforma în imobiliare, va reuși o altă performanță, să preia managementul acestora, ceea ce înseamnă că va putea numi toate conducerile celor 14 spitale din București și va face mendrele din această poziție. De aici și blocajul care există în capitală.